astăzi povestea Iacob cel prost. Iacob era un băiat foarte prost, dar avea o inimă bună și ajuta pe toată lumea. Odată, când tocmai servea prânzul la prietenul lui, mama, tatăl și cei doi frați ai lui mâncară acasă ciuperci și s-au simțit așa de rău că s-a crezut că au fost otrăviți. Fugi la farmacie, îi spuse tatălui, care nici nu se putea mișca de durere, și ia un medicament puternic pentru crampe la stomac pentru 4 persoane. Ai înțeles? Da, tată, să iau un medicament pentru otrăvire cu ciuperci pentru 4 persoane, răspunse Iacob plin de mândrie. Foarte bine, acum grăbește-te, îl zori tatălui. După care așteptă și așteptă, dar Iacob tot nu venea, așa că începu să se îngrijoreze. Băiatul ăsta e în stare să încurce tot. Spre norocul lui, se simțea mai bine și porni să-și caute fiul. La marginea drumului găsi pe Iacob, care era încovoiat de durere și se ținea de burtă. Ce ai făcut? Se sperie tatăl. Ce mi-ai spus, tată? Se apără Iacob. Am alergat la farmacie, am cerut medicamentul și l-am luat. Ai înghițit toate medicamentele? Întrebă tatăl. Da, tată, pe toate, așa mi-ai spus, se apără Iacob. Dar nu tu trebuia să le înghiți. Tu nu aveai crampe la stomac. Erau pentru noi. Tu trebuia să le aduci acasă. Pentru noi, se răsti la el tatăl. Eu am repetat ce mi-ai spus să fac și tu m-ai aprobat. Ai spus foarte bine, acum grăbește-te. Cine e vinovat acum de încurcătură? Eu sau tu, tată? Tatăl nu a mai spus nimic. Și-a dat seama că altă dată trebuie să fie mai explicit.